Bine, v-am găsit la un nou episod din seria de Hot Wheels. Azi am o altă machetă care mi-a plăcut când am văzut-o în vitrină. Este vorba despre un Cadillac 2016 model ATS-V. Un Cadillac preparat pentru curse, văd. Da, în ultima vreme am găsit multe de-astea de curse. Asta face parte din colecția Turbo de la Hot Wheels. Da. Are un motor V8 de 6 litri și vreo 600 de cai. Da, pe dedesubt nu are nimic detalii decât acest deflector la spate care arată foarte bine. N-are stopuri vopsite, n-are nimic, are speleronul ăsta imens. Ia uitați ce mare e. Tot așa body kit, over fendere. Asta e în două uși. Tot așa are un lip în față. Farurile văd că sunt din sticlă, ceea ce este ok. Așa. Geamurile sunt făcute pentru curse, dar la din plexiglas. Așa. Interiorul cu două locuri sau două, nu-mi dau seama, un loc sau două. Și numărul de concurs 2. Țevile pe lateral de eșapament. Și vișiniul ăsta arată bombă bombă. Ce nu-mi place mie că în poză pe carton arată că are și oglinzi. Și în realitate n-a mai are. A uitat să-i mai pună și oglinzile. Că așa fac băieții ăștia de la Hot Wheels. Da. Aici are admisie pentru aer. Și e drăguță. Seamănă un pic cu Chevroletul Cheville. Dar nu e nici pe departe. Da. Ia uitați, o mașină foarte frumoasă. Și e făcută bine. Cu destul de multe detalii, mânere la uși. Foarte tare. Cam atât despre ea. Vă salut și vă urez spor la colecționat. Vă mai las câteva cadre cu mașinuța. Ciao.